Pentru astăzi am decis să îmi iau tolba cu noi, Wendy's, și să povestim puțin despre ce produs am terminat, pentru că știu că este unul din clipurile voastre preferate și pentru că vreau să scap de ele, să le arunc, să fac curățenie și să trecem la un nou capitol, la alte produse. Și o să începem cu ultimele două produse pe care le-am adăugat aici, și anume șamponul și balsamul de la Elseve, acestea din gama Dream Long, pe care le-am pus, dacă mi-aduc eu bine aminte, și în ultimul clip cu favorite, și sunt două produse care mi-au plăcut foarte mult. Vă spuneam și clipul ăla că m-au surprins, pentru că eu de regulă am o problemă cu șamponele de la Elseve, mă înțeleg mai greu cu ele, dar uite că cu astea chiar m-am înțeles foarte bine și au fost foarte ok, mai ales că mi-am spălat părul zilnic și nu mi l-a îmbâxit, nu mi l-a îngreunat, nu mi-a, nu știu, uscat scalpul, nu mi-a făcut nicio problemă. Au fost suficient de hidratante încât părul meu să se simtă bine, știți că am părul parțial decolorat, și în același timp suficient de lejere încât scalpul meu și rădăcina mea să nu fie îmbâxite și nu să nu se simtă, nu știu, slinoase. Prin urmare, un succes total cu aceste două produse, mi-au plăcut la nebunie, atât șamponul cât și balsamul, ambele au o textură destul de ok, șamponul are o textură de șampon din ăla mai gros așa, și balsamul aproape, mai să zici că este o mască de păr, pentru că are o textură ceva mai groasă, l-am folosit și pentru epilat și a fost foarte ok, dar cu precădere pentru păr a fost foarte, foarte bun. Apoi avem un produs pe care de regulă nu-l pun în empties, un săpun lichid de mâini. Știți că de obicei nu pun pastă de dinți, să pun lichid de mâini, detergent și așa mai departe, pentru că nu mi se pare relevant pentru acest clip. Dacă vreți așa ceva, îmi spuneți și mai vedem. Dar săpunul ăsta mi-a plăcut atât de mult încât am simțit nevoia să vă mai menționez încă o dată despre el, pentru că deja vă spusesem în clipul cu favorite despre el. Este de la Lux Botanicals și este cu ilang ilang și ulei de neroli și îmi place de mort. Deci miroase atât de bine. Este o combinație din asta absolut fantastică, florală, lejeră, aerată, nu știu, feminină, foarte, foarte plăcută. Feminină, dar nu într-un sens din ăla scârbos, grețos, așa. V-am spus că este un parfum pe care personal mi l-aș dori în toată casa și îmi place foarte, foarte mult și l-am recumpărat, by the way, acest săpun. Acum, da, este un săpun cu mult parfum în el, adică nu vă așteptați la minuni, da? Deci trebuie să folosiți cremă de mâini după, dar da, mie îmi place la nebunie pentru felul în care miros mâinile mele după ce mă spăl cu el. It's ok. Și că vorbeam de floare de neroli, am terminat și acest gel de duș de la The Boutique Collection, cred că se numește. Gel de duș cu neroli și sare de mare, produs în Franța, asta nici nu văzuse, made in France, care are un miros foarte plăcut, sau mă rog, a avut la începuturile lui, când l-am desfăcut, un miros foarte plăcut, tot așa, de neroli cu sare de mare, și v-am zis că îmi induce cumva ideea de mare, de vacanță, de relaxare, nu știu, s-a simțit foarte bine. Problema cu acest gel de duș a fost pe lângă faptul că n-a făcut multă spumă, ceea ce nu mă deranjează neapărat, decât dacă vreau să folosesc ca spumant, ceea ce am încercat, dar nu prea mi-a ieșit, prea face foarte multă spumă, și pe parcurs ce foloseam am observat că și-a pierdut din miros, adică mirosul nu mai era, nu, când îl foloseam nu mai simțeam nimic, era ca și cum puneam un gel oarecare, un color, inodor, nu știu, pe piele, și care făcea puțină spumă, dar nu foarte multă. De curățat a curățat, adică n-a avut nicio problemă, dar eu îl cumpărasem pentru miros. Tot în favorite, ați văzut că am spray-ul de corp de la acest gel de duș și îmi place, nici ăla nu persistă foarte mult, dar măcar miroase, adică cât persistă, persistă. Așa, măcar ăla miroase, dar ăsta și-a pierdut parfum. Nu o să-l recumpăr, dar a fost ok, cât a durat, a fost ok. Apoi vine gelul de duș nelipsit din fiecare clip cu empties al meu, și anume acesta de la Fa. Mie îmi place să-i spun gelul mov de duș, are așa o tentă movulie când îl pui pe burete sau în cadă, în cazul meu, care are un miros tropical absolut demențial, ușor dulceag, foarte fresh, foarte plăcut. V-am zis că miroase a tutti frutti din ăla de pe vremuri, dar bun, așa dulce, yummy.
face multă spumă și îl folosesc cu precădere pe post de spumant. Da, știu, aș putea să folosesc spumant. Dar de ce? Este unul din preferatele mele, știți că îl folosesc constant și în fiecare clip cu Empties am așa ceva, așa că nu vă mai omor cu el. Apoi avem un tub de batis. Nu folosesc foarte mult șampon uscat, dar îl mai folosesc din când în când pentru textură. Câteodată ca să mai dau un refresh la păr, așa când nu l-am spălat în ziua respectivă, că v-am zis, am tendința să-l spăl în fiecare zi, dar mai sar, câteodată mai sar câte o zi și atunci folosesc. Eu merg pe hashtag-ul No Greasy Hair și aș vrea să lăsați și voi, dacă faceți parte din familia noastră, tot așa, No Greasy, hashtag No Greasy Hair, pentru că la noi este o modă cu părul ăla super îmbâxit, ori de șampon uscat, ori foarte îmbâxit și slinos. Și sunt de părere că putem mai bine de atâta, dar ocazional este nevoie și un pic de șampon uscat. Nu-l folosesc mult, dar v-am zis, ocazional e bine să fie acolo. And surprise, surprise, ce credeți? Am mai găsit un gel de duș mop din ăsta de la Fa. Doar că asta arată altfel, nu știu să vă zic de ce. Pe ăsta l-am luat din Carrefour, pe celălalt l-am luat de la Profi. Ambalajul arată puțin diferit, mirosul este același, fac la fel, dar da, încă un gel de duș. Cum a zis cineva, mie îmi place să mănânc geluri de duș pe pâine și prin urmare, da, nu putea să fie un clip cu Empties fără 100 de sticle de gel de duș terminate. Ceea ce e bine, adică eu consider că este un aspect pozitiv, înseamnă că mă spăl. Apoi, avem două produse pe care le-am folosit de ceva timp și le-am tot intercalat cu alte produse și de-aia mi-a luat un pic mai mult până le-am terminat. Sunt de la Helensen, șamponul și balsamul pentru păr blond cu 6 acțiuni asupra părului blond, adică printre ele fiind că descurcă, hidratează, protejează părul, mă rog, face mai multe, are acțiune antistatică, face mai multe. Și chiar mi-au plăcut aceste produse, chiar mi s-au părut foarte, foarte interesante și chiar mi-au plăcut mult aceste produse. Știți că v-am zis la un moment dat că le foloseam alternativ cu alte șampoane și alte produse de păr și mi se părea ok. Dar mi-am dat seama cât sunt de bune în momentul în care am început să le folosesc zilnic, nu mai pentru că sunt hidratante, dar nu îți usucă scalpul, nu ți îngrașă părul, nu ți-l încarcă, nu ți-l îmbâxește. Funcționa foarte bine pentru mine. Acum, partea asta cu păr blond, nu știu ce face. Nu mi-am dat seama, dar au fost bune, au fost chiar foarte bune și o să vă las link de la ele dacă vă interesează. Sunt niște produse grecești, dacă mi-aduc eu bine aminte, și sunt niște produse care chiar își fac treaba chiar foarte bine. Ohoho! Și avem și o din asta de dischete de manchiant de la Bella, cele mai bune din punctul meu de vedere, din ale mari pătrate. Dischete de machiante pe care le folosesc atât pentru tem cât și pentru unghii, când îmi fac unghiile, și astea pătrate sunt bune pentru că mi-acoperă foarte bine unghia, nu știu, le tai pe din două și îmi place că mi-acoperă foarte bine unghia, mă simt mai bine cu ele decât cu alea rotunde. S-ar putea să fie doar un pitic care dansează pe creierul meu și îmi dă impresia asta, dar da, mi-e plac. Avem așa, untul de corp de la Barnagan, ăsta cu ulei de trandafir, care știți că mi-a plăcut foarte mult la fel. Și mi-a luat mult să termin. Bine, am și multe produse de corp și de aia. Mi-a luat mult să termin pentru că, da, nu l-am folosit constant numai pe ăsta, dar îmi place foarte tare mirosul și revin iarăși la ideea aia cu mie nu-mi place mirosul artificial de trandafir în produsele cosmetice și ăsta miroase foarte bine. În plus de asta, untul de corp este hidratant, este bun, se simte bine, pielea se simte super hidratată și a doua zi și este mic, nu, na. Deci mi-a plăcut foarte tare acest unt de corp și cred că o să-l cumpăr și eu. Asta l-am primit de la ei, dar cred că o să-l cumpăr și eu. Și acum țineți-vă bine că intrăm în Landul Garnier. Avem în primul rând acest gel de curățare mască de la Garnier, Pure Active Charcoal,
care este și gel de curățare și poate fi folosit și ca mască. V-am povestit că mie îmi place să-l folosesc pe ăsta pentru că are acid salicilic. N-are mult și e suficient pentru mine încât să nu-mi usuce tenul, dar în același timp funcționează foarte bine pentru coșurile mele și nu-mi apar coșuri. Și am observat diferența. De când l-am terminat, nu-l mai folosesc pe ăsta. Folosesc altceva pentru pete, să spunem, și am observat diferența. Am observat că am nevoie de ăsta pentru că îmi ține exploziile de mini monștri în sub control. Da, foarte ok, nu face spumă, este o cremă practic sau dacă vreți o o cremă de curățare, ca o mascară cu consistență din asta văscoasă, particulele destul de granulate, destul de mari. S-ar putea ca acela dintre voi care aveți tenul mai sensibil să aveți o problemă cu ele, așa că aveți grijă. Mie îmi plac foarte tare că îmi și exfoliază tenul. Singura chestie importantă la care trebuie să aveți grijă este să vă demachiați foarte, foarte bine înainte de a folosi produsul ăsta, pentru că nu îndepărtează în totalitate machiajul dacă doar îl folosești doar pe ăsta, da? Deci trebuie să faci neapărat o demachiere în doi pași, adică primul pas să-ți dai jos machiajul grosul cu o apă micelară, cu un demachiant sau cu ce vrei tu, și după aceea vii cu ăsta și te speli pe față, da? Nu te duci să te speli direct de machiaj pe față cu ăsta, pentru că rămân multe reziduri. El, nefăcând spumă, nefiind din acela care este foarte foamy, știți, rămân reziduri de machiaj, așa că trebuie demachiat înainte, bine, de a folosi asta, dar în rest foarte, foarte ok din punctul meu de vedere și o să-l recumpăr având în vedere că tocmai am constatat că chiar îmi face bine. Și avem așa, una, două, trei, aș mai fi avut unul, dar l-am lăsat Eugeniei, și anume tuburi din astea de spray cu protecție solară de la Garnier, Over Makeup Super UV. Am constatat cu stupoare, eu eram perfect convinsă că acest spray are atât protecție UVA cât și UVB, are numai protecție UVA, which is a problem, pentru că, da, nu te arde soarele dacă te dai cu ăsta peste machiaj sau pur și simplu pe ten, dar poți să faci pete, ceea ce explică zona asta la mine. Atunci am înțeles de ce s-a întâmplat toată problema asta aici. L-am folosit și la mare și mi-a fost foarte ok, adică nu m-am ars cu el pe unde m-am dat, nu m-am ars, pe unde nu m-am dat cu el m-am ars. Dar foarte, foarte ok în rest, adică mă protejez, să mă dau pe corp. Nu-l folosesc peste machiaj pentru că, așa cum vă spuneam, am senzația că încarcă machiajul, că-l face lucios, că-l face puțin gras. Și prefer să nu dau peste machiaj decât dacă, nu știu, nu mai am ceva de făcut în ziua respectivă, important, știți, să filmez, să fac poze sau să mă duc undeva. Atunci, da, mă dau și peste machiaj. Dacă nu, atunci îl las doar pentru corp. Și mi-este ok. Și după cum vedeți, îl tot recumpăr. Da, și am să-l recumpăr chiar dacă are protecție UVA numai. Din aceeași gamă am și loțiunea sau crema sau cum vreți să ziceți pentru față cu SPF 50. Și asta, tot așa am constatat, că are numai protecție UVA. Trăiam cu impresia că are și protecție UVB. Dar mă rog, foarte bună și asta, nu irită ochii, asta este partea cea mai importantă, pentru că marea mea problemă cu loțiunile sau cremele cu SPF este că irită, majoritatea mi irită ochii. Foarte bună pentru ten, cât am fost la mare n-am avut nicio problemă, nu m-a ars soarele, nu m-am ars pe față, n-am avut nici cea mai mică problemă și am recumpărat-o deja pentru că o folosesc. Are o consistență, nu știu dacă vedeți că trebuie să țin așa la nivelul ăsta, așa e reglată camera, are o consistență din asta lăptoasă așa, de loțiune, de nu e neapărat, are și acid hialuronic, ceea ce o face să fie ușor hidratantă, și, dar nu este grasă. Și iarăși, ce-mi place foarte tare la această cremă sau loțiune, cum vreți să-i spuneți, este că poți să mă machiez peste ea, ceea ce nu poți să faci cu foarte multe produse de genul ăsta, da? Sunt multe care sunt foarte grase, spre exemplu am mai avut de la alte firme, care sunt mult, mult prea grase că și nu mă lasă să mă machiez, îmi alunecă, nu știu, mi se topește fondul de ten sau nu se așează cum trebuie și nu e tocmai cel mai plăcut aspect, și asta îmi place foarte tare că
pot să folosesc și machiaj după, fără nicio problemă, plus că hidratează tenul, ajută la hidratarea tenului având acid hialuronic, which is amazing. Mai am crema asta de la CeraVe cu SPF 30 de data asta sau 25 chiar, dar nu văd pe ea să scrie UV sau UVB, sunt, scrie numai Sun Protection, UV Protection atâta scrie, nu scrie dacă e UV sau UVB. M-a deranjat că a fost mult mai grasă, adică avea aspectul ăla mult mai gras, mult mai lucios, mult mai finos, dacă vreți, și asta nu mi-a plăcut la ea și de-aia mai am un pic aici, pentru că am tot dat-o deoparte și după ce am cumpărat-o pe cea de la Garnier nici n-am mai folosit-o, plus că are SPF 25, ceea ce înseamnă că trebuie să o reaplici relativ destul de repede. Nu mă încântă neapărat, pentru că este, cum v-am zis, grasă, este lucioasă, așa. M-am mai machiat și peste ea, dar machiajul n-a arătat-o bine pentru cum lucea. Așa că, da, nu am să o recumpăr pe asta, definitely no. Și mai am două produse. În primul rând, acest anti-încearcăn de la Catrice, care știți că îmi place foarte, foarte mult. Nu este primul tub pe care îl termin, am multe, am mai, nu știu, ăsta, al doilea, al treilea pe care l-am terminat. Și îmi place foarte tare, un anticercăn cu o textură foarte lejeră, foarte aerată, dar care are o acoperire bună și rezistă foarte bine. Mie îmi place foarte mult anticercănul ăsta, neavând nici foarte mari probleme în zona asta, adică nu am, nu știu, o culoare deosebită aici sau nu sunt super pigmentată sau ceva. Și îmi rezistă foarte, foarte bine acest anticercăn și mi-a plăcut la nebunie, cu siguranță am să-l recumpăr. Îmi place și fondul de ten, are la fel acid hialuronic, v-am zis, este True Skin, dacă și eu îmi iau întotdeauna nuanța, stați așa, N002, care este cea mai deschisă din ce mi-aduc eu aminte. Este cea mai deschisă pentru că îmi place să-mi ilumine zona asta și se așează foarte bine. Mai am un ruj, așa nume, acest ruj de tip creion de la L'Oreal, îi zice Matte Lip Creion. În ce nuanță este, mamă, că nu știu, niciodată nu știu să vă răspund nuanța lui. Și ghiciți ce, nu mai am nimic cu unde să scrie nuanța lui. Este o nuanță din asta așa de nude rozaliu, care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mai am puțin tel în el așa, dar deja se termină, deja îmi zgârie buzele. Uitați că aici trebuie să țin, că vreau să se vadă ceva, ceva de genul ăsta. Mi-a plăcut foarte mult, după cum vedeți că l-am și terminat. Îmi place, am și unul similar de la Maybelline. Cel de la Maybelline este și mai aerat ca textură, este și mai lejer, nici nu-l simți. Și cred că este și mai rezistent decât ăsta, dar ambele sunt foarte, foarte bune. Și ăsta este mat și când se duce, se duce frumos fără să-ți lase urme din alea aiurea pe buze, fără să-ți lase dungi pe margine și așa mai departe. Nu este super rezistent, nu este din alea pe care îl aplici dimineața și îl dai jos cu greu seara, dar este foarte ok pentru că e cremos, îți hidratează buzele, dar aspectul este mat și asta îmi place foarte tare la el. Plus că poate fi reaplicat super ușor în momentul în care vrei să-l reaplici. Bun, și cam astea au fost produsele mele terminate din ultima vreme. Spuneți-mi dacă voi ați încercat produsele astea și dacă aveți impresii despre ele, cum vi s-au părut, dacă aveți sugestii de alte produse. Le aștept cu mare drag. Nu uitați să dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut. Veniți și pe Instagram, că vorbesc acolo în fiecare zi. Voi vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!